Aolea! Oa, ce vânt e! Ah, oameni buni! Am ajuns la refugiul Bucura, din Căldarea Bucurei. Afară s-a cam întețit vântul. Suntem la 2000, până în 2100 de metri. Aștept să vină și băieții, după care o să o dăm spre vârf. Vremea este bună, dar s-a întețit vântul. O să facem o mică pauză aici, să mâncăm ceva, să bem ceva. Și o să mai povestim pe traseu lucruri legate de relieful glaciar despre care vă povesteam aseară, despre faptul că retezatul este localizat în partea vestică a meridionalilor, între Valea Jiului pe partea de est și culoarul Timișcerna pe partea de vest. Are și două superlative. Ua, ce bate vântul! Are și două superlative. Lacul Bucura este cel mai întins lac glaciar din țara noastră. Și lacul Zănoaga este cel mai adânc lac glaciar din România. Are 29 de metri adâncime. Cele două fiind practic superlativele în ceea ce ține de partea aceasta de hidrologie a lacurilor montane. Alte lucruri. Am ieșit din zona de vegetație a pădurilor de conifere, am intrat într-o zonă de jdepeniș, iar acum suntem în golul alpin. O să prindem crucea galbenă, cred că crucea galbenă este până pe vârf, dacă nu mă înșel, până pe vârful Peleaga, cota maximă a retezatului. Acolo o să stăm un pic, după care o să revenim aici, dar cu siguranță nu o să mai intrăm în refugiu. Refugiu care are o capacitate, din câte am înțeles de la băieți, de aproximativ 20 de locuri. Arată foarte bine, este foarte bine izolat și unde fiecare și-a lăsat într-un raft aici lucruri, alimente, de fapt, care pot folosi unora dintre noi care, să zicem că a rămas fără mâncare pe munte. Nu mai zăbovim, o să facem o mică pauză aici, să gustăm ceva așa din fugă, după care o să dăm spre vârf. Aproximativ 2 ore de la refugiu am reușit să ajungem pe cota maximă a retezatului, vârful Peleaga, 2509 metri. Am înotat destul de mult prin zăpadă, recunoaștem cu toții, și eu zic că am meritat. Am meritat pentru că am prins o vreme superbă și o vizibilitate cum nu cred că prindem de multe ori în viață atunci când mergem pe munte iarna. Nici nu știu de unde să încep, am să încep cu partea estică, îndepărtată.
îndepărtat. O să avem și imagini de cadru apropiat. Culmea Făgărașului. Trecem Oltul și venim încoace spre Buila Vânturarița și Parângul, care se lasă ușor spre Valea Jiului. Iar din Valea Jiului și venind spre partea dinspre vest, avem culmele cele mai înalte ale Retezatului, până pe Peleaga, respectiv vârful Custura, vârful Păpușa, un vârf care are cu un metru sub vârful Peleaga, 2508 metri, eu știam de 2505, și după aceea vârful Peleaga, 2509 metri. Spre sud avem culmele Vulcanului și culmea Piule Pleșa, care pare oarecum izolată față de Retezat, și culmea clasică a meridionalilor, care merge din Șaua Buții pe piatra Iorgovanului. Și mergem spre Godeanu, vârful Gugu se vede foarte bine de aici, 2280 de metri. În plan și mai îndepărtat, aproape de culoarul Timișcerna, limita dinspre vest a meridionalilor, muntele Țarcu, unde se află a doua stație ca înălțime, a doua stație meteorologică ca înălțime din țară, după cea de la vârful Omu. Spre nord avem vârful Retezat, vârful Cultura Bucurei, vârful Judele și toată această zonă frământată și glaciară, care prezintă un relief glaciar neaoș, clasic, cu numeroase căldări. Jos în vale, vă spuneam, jos în circul principal, vă spuneam că se află cel mai întins lac glaciar din țara noastră, lacul Bucura, care are o suprafață de 12 hectare, iar peste culme, lacul Zănoaga, cel mai adânc lac glaciar din țara noastră, cu o adâncime de 29 de metri. Cam atât din prezentarea noastră. Mai avem ceva și spre nord de văzut, respectiv depresiunea Hațeg și culoarul Orăștie, care reprezintă limita dintre zona de nord a Apusenilor, practic zona sudică a Apusenilor, dar zona nordică a grupei Retezat. O să coborând pe culoarul care ne scoate în poteca turistică pe care noi am urcat, mai stăm de vorbă pe traseu. O să vă mai prezint imagini de off, ca să puteți să vedeți și dumneavoastră frumusețile pe care le-am văzut noi astăzi aici. Cota maximă 2609 metri, încă mai stăm pe ea 5-10 minute, după care o să coborâm. Thank you.
Băi, bună seara, oameni buni! Am ajuns într-un final la Cabana Buta. Am considerat că este bine să recuperăm niște ore pentru mâine. Asta însemnând aproximativ 4 ore. Am plecat de la cabana, refugiul Salvamont din Poiana Pelegii la 5:30, iar la 7:30-8 am fost aici. Inițial vroiam să rămânem la baza Salvamont, la refugiul Salvamont, Hunedoara, de la Cabana Buta, dar acolo spațiul fiind mai îngust, am decis să intrăm în Cabana Buta, fiindcă spațiul este mai mare și putem să stăm mai relaxați și mai bine. Tură lungă astăzi, plecat de la refugiul din Poiana Pelegii la 8:30, am ajuns în jur de 1:30 pe vârful Peleaga, iar la retragere, unul dintre firele de vale care coboară dinspre vârful Peleaga, ne-am reunit cu poteca pe care am tăiat-o de dimineață și am revenit la refugiu din Poiana Pelegii undeva la 4:30. Frumos, ce vreau să vă spun, marcajele sunt destul de slabe, este grea orientarea pe timp de iarnă. Repet, înțeleg faptul că pe timp de iarnă mare parte dintre trasee sunt închise, dar cu toate astea, pe timp de ceață, chiar și vara, cred că există probleme de orientare. Fac un apel pe această cale față de colegii de la Hunedoara să acorde o mai mare atenție traseelor în problematica aceasta de marcare a lor, marcajele să fie mai dese, dacă se poate, și cu săgeți indicatoare. Și legat de traseul în sine, zăpadă mare, moale, ne-a ajutat într-adevăr faptul că am venit pentru întuneric, fiind mai frig, urmele noastre de dus au fost înghețate și ne-au ajutat foarte mult pe retragere. Și în această seară o să avem o reuniune între noi, prietenii, să stăm la povești până mai încolo, după care mâine dimineața la prima oră o să ne retragem spre zona complexului turistic din Cheile Buții și de aici spre casă. Bună dimineața, oameni buni! Încă este dimineață. Am plecat pe la 8:30 de la Cabana Buta. Am ajuns în complexul turistic Cheile Buții, locul de unde am plecat și cu 2 zile înainte spre tura noastră programată în principal pentru a urca pe cea mai înaltă cotă a retezatului, a masivului retezat și a grupei retezat. Grupă care vă spuneam că este cuprinsă între culoarul Timișcerna la vest și Valea Jiului la est. O tură frumoasă, lungă, cu zăpadă mare și grea. Este adevărat că tura de întoarcere a fost mai ușoară, în sensul că având urme tăiate sau urme făcute la dus, la întoarcere a fost ceva mai ușor.
Împreună cu colegii mei am reușit ieri să urcăm pe vârful Peleaga. Traseul, așa după cum vă spuneam, a pornit de la refugiul Salvamont Poiana Pelegii. Am urcat pe banda albastră până la refugiul de la Bucura, unde am zăbovit acolo un pic pentru o pauză de masă. De la refugiul Bucura am urcat pe vârful Peleaga, pe Cruce Galbenă și am coborât pe un jghea, pe o nemarcată, care ne-a adus în banda albastră. Am făcut bine pentru că zona era destul de înghețată și cu niște traverseuri destul de expuse și am considerat că este bine să ne retragem și să facem cu această ocazie și un circuit al Pelegii, un circuit care este într-adevăr spectaculos și care ne-a oferit, grație vremii superbe de care am beneficiat, ne-a oferit o priveliște absolut minunată, atât spre est, spre masivele îndepărtate, Parâng, Făgăraș și celelalte grupe din zona centrală a meridionalilor, cât și spre partea vestică, atât a Carpaților Meridional, cât și părți din Occidental. S-a văzut foarte bine de pe vârful Peleaga. Alte lucruri care aș putea să vi le mai spun, ar fi bine ca atunci când veniți în zonă să, repet, contactați Serviciul Public Județean Salvamont Hunedoara, vă poate ajuta cu foarte multe informații. Locurile de cazare, pe timp de iarnă, cel puțin așa mi s-a părut mie, cabana Buta este închisă ca administrație, dar teoretic este deschisă și practic, în sensul că puteți să rămâneți acolo să dormiți peste noapte. De la cabana Buta la refugiul Salvamont, care este un refugiu Salvamont din Poiana Pelegii, este absolut minunat, curat și arată foarte bine și este foarte călduros. Și următorul punct de cazare în refugiul de la Bucura, care de asemenea arată, este în condiții absolut optime și bune pentru cazare pe timp de noapte. Cam atât am avut să vă spun. Imaginile cred că au reprezentat totul în această ieșire, grație, repet, vremii de care am beneficiat. Așa că pentru o nouă revedere la Aventura TV, numai bine!